Două autocamioane s-au izbit pe un drum dintr-o localitate din Caraș-Severin. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre vehicule a fost proiectat de pe drum într-o casă, iar șoferul a rămas încarcerat. Accidentul rutier s-a produs pe DN57 în localitatea Greoni. La fața locului, echipajele operative au intervenit cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare din cadrul secției Oravița, o ambulanță SAJ și un echipaj IPJ. Evenimentul a avut loc luni dimineața, iar impactul dintre cele două autocamioane a fost unul violent. Unul dintre șoferi a rămas încarcerat, iar echipajul de descarcerare a acționat rapid pentru extragerea victimei. Șoferul a fost preluat de echipajul SAJ, fiind în stare de conștiență, dar cu traumatisme la nivelul capului și membrelor superioare. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.